Bună ziua și bine ați venit la interviurile Hot News. Eu sunt Irina Chițu și sunt gazda voastră astăzi și vom explora împreună astăzi un program foarte interesant pentru și important pentru antreprenorii din România, și anume Moonshot X. Este un program lansat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu InnovX și este dedicat companiilor Mid Corporate. Și acest program își propune să ajute companiile să-și extindă la nivel regional și global business Și ce face acest program? Selectează companiile inovatoare și le sprijină în drumul lor către scalare și le oferă resurse, le oferă acces la know-how din partea unor mentori de renume. Și astăzi vom avea alături de noi doi astfel de mentori care sunt implicați direct în programul. Moonshot X și, și anume Daniel Dumitrescu, care este cofondator la Inovix și CIO îmi place foarte mult cum sună CIO este de la Chief Innovation Officer <laughs> da? Inovix este un accelerator care sprijină companiile din diverse domenii să crească și să, să se extinde și este recunoscută această companie pentru impactul său în promovarea inovației în Europa de Est uh, și tot alături de noi este și Ayman uh, al H, este mentor, uh, mentor lead din partea Microsoft în, uh, și este expert în strategii de transformare digitală și uh, soluții de scalare prin uh, prin tehnologie. Și astăzi vom discuta împreună despre impactul acestui uh, program uh, MoonshotX, despre oportunitățile, dar și provocările pe care uh, le pot avea companiile în momentul în care vor să-și caleze business-ul la nivel regional și, uh, și global. Și o um, vom discuta astfel și cum programul în sine ajută companiile în acest, uh, în acest proces. Și um, am să încep cu Daniel și am să întreb. Um, ce v-a inspirat să creați acest program uh, Moonshotix X, Are și un nume foarte, foarte frumos. Și ce v-a făcut să alegeți tipul acesta de companii, uh, Mid Corporate? Voi începe un pic cu un istoric al uh, Inovix. Practic, în ultimii cinci ani am desfășurat uh, mai ales programe de accelerare pentru startup și scale-ups, focusate pe tehnologie. Și, într-adevăr, după 5 ani am reușit și am demonstrat că facem bine ceea ce facem. Financial Times anul acesta ne-a declarat cel mai bun accelerator pe Europa de Est, numărul 11 în Europa și UK, ceea ce pentru noi a fost o confirmare. Programul film cumva dezvoltat în timpul unei cercetări doctorale pe zona Europei Centrale și de Est și cumva s-au validat multe din uh, insight-urile pe care noi le-am dobândit în timpul acelei perioade. Uh, iar după 5 ani, tare mândru, avem uh, câteva proiecte de start-ups uh, la nivel uh, european uh, care au continuitate atât cu European Innovation Council, uh, partea Comisiei Europene, uh, atât cu Națiunile Unite Industrial Development Organization și mai curând chiar cu două două granturi unde consorții de companii din regiune abordează startup-uri pe cyber security și mai nou un program dedicat startup-urilor și scale-up-urilor din Europa de tip Deep Tech, conduse de femei, unde finanțăm POC-uri, avem un buget de 1.200.000 de euro pentru poc 20 de POC-uri de 60.000 de euro fiecare, pentru a conecta startup cu corporații. Deci, din acest punct de vedere, zic eu că în zona noastră de CI, pe startup uri cumva ne-am ne consolidat, echipa este consolidată, metodologia a fost validată. Și ați trecut la următorul. Eu, fiind pe zona de innovation, cumva sunt pe zona de dezvoltare programe și tot timpul mă, cumva mă animă un nou challenge și atunci fiind participând la multe programe, evenimente în ultimul an și aici aș da ca exemplu conferințele inițiativei celor trei mări, dar și văzând toate inițiativele geopolitice din zonă cu accent pe Marea Neagră, cu accent pe încurajarea proiectelor de interconectare, de cooperare între țările din Europa și Centrală și de Est, mi-am dat seama că există o piață neacoperită unde companii mid corporates, care deja au demonstrat în România lider pe piață, ar putea ori să se extindă regional în CII or să intre în parteneriate cu alte companii din țări din regiune, astfel încât întreaga regiune să se consolideze, să se interconecteze și să devină un spațiu de unde nu doar pleacă companii inovative, ci rămân, cresc și chiar pun o fundație bună pentru viitoarele de dezvoltări sau scalări la nivel global. Iar aici am avut norocul ca împreună cu colega noastră Ana Bobilcă, care este Chief Investment Officer la, la Inovix, să ne întâlnim la o cafea la începutul anului cu Cristian Sporiș, VP-ul pe uh, Corporate de la Raiffeisen Bank, în același timp și președinte al MCM, care are o înțelegere foarte bună a întregii regiuni și a rolului pe care România îl poate avea în această zonă și împreună să vedem că există o aliniere de, de obiective și anume să sprijinăm companii mid să scaleze regional și de ce nu să accesăm cât mai multe din aceste noi produse și instrumente financiare care sunt ori aferente inițiativei celor trei mări Discutăm și de noile fonduri ale NATO, de exemplu, care se adresează rezilienței, infrastructurilor critice, digitale, de energie. Deci sunt multe oportunități care apar. România este o țară din ce în ce mai importantă în regiune. Proiectul propus cumva s-a aliniat și cu viziunea de leadership a președintului Raiffeisen Bank și cu Laura Mihailă, pe care o știam de mult, directorul de marketing din Raiffeisen Bank, care vine cu această zonă de ambiție și care cumva aduce această dinamică întregului program. Deci, cumva s-au aliniat astrele, de aici și noi ne-am dus în zona asta de lună, de astronomică Băi, Chiar da. ai menționat că programul MoonShot X are la bază idei ambițioase și țin minte că am și văzut undeva în care spunea că sunt foarte similare cu discursul lui JF Kennedy cu, cu și programul spațial și cum vezi această paralelă? Chiar v-ați gândit la asta în momentul în care ați nu, pus un nume? Cumva s-au dezvoltat acest program este făcut și personalizat pentru Raiffeisen Bank și pune valoare capabilitățile și network lor internațional în regiune. Domnul președinte Raiffeisen Bank ne-a inspirat. Există și niște insight-uri de trenduri economice din partea celor de la Gartner, care anul trecut ziceau că în următorii doi ani, deci până în 2025, apetența companiilor pentru proiecte de tip și investiții de tip moonshot va crește. Deci, high risk, high profitability, mai ales după ce au trecut prin aceste perioade oarecum de crize tulburi, adică au trecut cu succes de o pandemie, acum iată ne aflăm într-o zonă de spațială și temporală, de conflicte regionale și încercăm să trecem peste, a crescut această reziliență și se uită chiar și la acest tip de proiecte. Acum, având cumva tema, cumva având în timp ideea de munșat, cumva acest program unde am încercat să avem totul la superlativ și de la clădire, cea mai înaltă clădire din, din România, la cei mai buni speakers, zicem noi, dar chiar am fost. Munșat Munșat sinking. sinking Citim și noi documentându-ne, am văzut că practic acest concept a fost inițiat în timpul discursului GFK din 1962. Care chiar definește foarte bine acest concept. Ambiții, punem în valoare toate capabilitățile noastre, nu-i ușor, e greu și cumva uh, și pentru noi s-a aliniat cu challenge-ul nostru. Deci ați descoperit ideea, apoi ați luat parteneri, resurse pot să zic. și dacă tot vorbim de parteneri, da. cum, cum a venit Microsoft, cum s-a implicat în, în, acest, în acest proiect? În um, primul rând, în momentul în care uh, noi deja aveam o colaborare existentă cu cei de la Inovic și ne-a plăcut foarte mult tot ce au făcut In ei 2019. de da, da, da. colaborație. Exact, exact. Uh, în momentul în care am aflat de acest uh, nou program, în care nu mai era vorba neapărat doar de startup-uri și scale up ci companii deja mature, aș putea spune, care căutau să scaleze și cu atât mai interesant, nu toate companii de tehnologie, deci e un mix. Dar cred că tehnologia acum este peste tot așa. Este că... peste tot, exact. exact. Ceea ce a făcut lucrurile cu atât mai interesante pentru că noi spunem că în viitor orice, fiecare companie, toate companiile vor fi companii de tehnologie. Sub un grad sau altul. Într-un grad mai mic sau mai mare. Uh, și în momentul în care uh, am fost invitat să facem parte și din acest nou program, evident că Inovix a avut suportul întregii echipe, echipe Microsoft România, dar și regionale. O parte dintre noi suntem mentori activi în cadrul programului și uh, lucrăm chiar și uh, în particular cu anumite companii din, din program care vor să înțeleagă puțin mai aplicat pe modelul lor de business. Cum e mai, adică cum se lucrează mai bine cu. Sau mai provocator cu companiile la început de drum sau cu companiile deja mature care știu ce să ceară, care știu ce au nevoie? Sunt provocări diferite. Sunt provocări <laughs> diferite. O companie la început de drum, într-adevăr, nu știe cam care ar fi calea cea mai de sigură către succes. De la început. exact, exact, dar sunt mai flexibile. Ok. Au această libertate. Da, 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 da. da, E o echipă relativ mică, sunt încă la început, nu sunt atât de încimentate practicile lor, modelul de business, operațiunile și așa mai departe. O companie matură, într-adevăr, știe mai bine ce vrea, înțelege mai bine cum să fie profitabilă, dar este foarte greu să se schimbe, mult mai greu să se schimbe versus un, uh, un startup, da? pentru că trebuie schimbate în adâncime, procese, echipe, mentalități. Și cum, cum vedeți voi de la Microsoft convergența um, acestor tehnologii emergente care până la urmă aduc un plus de valoare companiilor mature, la da. inteligența artificială, exact, exact, cloud exact. computing, Exact. Sunt fix aceste RPA. tehnologii care pot ajuta practic orice companie, dar mai ales companiile de tip mid-size, da? mid-corporate, uh, să, să se reinventeze practic. Da? Să-și reinventeze anumite produse, procese, exact, procese. și să devină mai competitive. Mm -hmm. Pentru că deja am ajuns într-o etapă în care nu mai poți scala, nu te mai poți gândi la scalare, fără tehnologie, fără să te transformi digital în, în prealabil, ca să ai un data-estate peste care să vii cu componenta de AI. Că nu putem vorbi de AI fără, fără o fundație solidă tehnologică. Menționați voi în toate prezentările și în ceea ce de tehnologii exponențiale. Care ar fi această tehnologie exponențială? În primul rând AI. AI. AI, mai ales generative AI. Generative AI este, un, este uh, un tip particular de tehnologie de tip inteligență artificială care poate crea în mod neasistat conținut. Text, video, imagini, sunete și așa mai departe. Pe lângă impactul foarte evident Ceea ce privește zona aceasta de, să zicem, mai comercială care este impactată de acest conținut. Motoarele din spate uh, se dovesc foarte utile inclusiv pentru uh, tot ce înseamnă analytics și partea de, de date din spate. Și la o companie pentru mare că poți face corelări. Date. Exact. Exact. Clienți exact. mulți și ai exact. De exact, și chiar și o companie mică și mijlocie. Care poate face, care se poate folosi de acele date și de acele uh, perspective, practic, din informații publice. Și cum, cum ajutăm, efectiv, Microsoft, companiile să implementeze aceste tehnologii în cadrul uh, acestui program? Uh, există o parte din. Dacă ar fi să separăm așa, în mod, să simplificăm puțin, există companii care activează în domeniul IT. Și acolo mai degrabă vorbim de produsele pe care le oferă ei către clienților. Ok, deci practic să le împacheteze, să le. Exact. Pot fi și servicii, împachete. pot ajuta alte companii să se transforme digital, da? Depinde de, de specificul fiecărei companii. Și există alte companii care nu sunt neapărat în domeniul IT, și pentru acele companii mai degrabă ne uităm în primul rând intern. Cum să folosească tehnologia pentru a se eficientiza procese, luarea de decizii, uh, fluxuri, operațiuni și așa mai departe. Și am să mă întreb, uh, întorc puțin spre Daniel și am să-l întreb exact cum ajută acest program uh, Munșatics uh, companiile selectate uh, să se extindă la nivel regional și global. Da. Uh, am pornit de la cumva se numește paradoxul tehnologic. Există foarte multă dezvoltare de noi tehnologii emergente, din păcate o adopție mult prea mică de către companii, startup și corporații. Noi încercăm să intervenim aici împreună cu colegii de la Microsoft, dar și de la celelalte companii de tehnologie, în primul rând informând uh, companiile Mid Corporate despre existența acestor tehnologii și apoi ușor- ușor încercând să chiar și să forțăm o adopție, bineînțeles, depinde de ei, dar prin studii de caz. Și atunci, în timpul acestui program MUNȘATX, în afară de ziua dedicată exclusiv tehnologiei, ziua a patra, am avut invitați speaker din partea atât companiilor pur tehnologice, care utilizează aceste... Și au venit uh, cu studii de caz Și au venit concrete, cu studii da? de caz concrete și au demonstrat cum le utilizează. Cel mai bun exemplu fiind în deschiderea aia, am avut pe Andrei Văcus de la UiPath care ne -a, cumva ne-a prezentat pe zona de business până la alte companii multinaționale din zona de retail care ne-au prezentat, nefiind corul lor, zona tehnologică, cum au utilizat AI-ul pentru a-și eficientiza anumite fluxuri logistice, transportul prin IoT, și cumva au reușit 24 din 24 să monitorizeze automat aceste transporturi, nevoia de permise și tot așa. Deci cumva încercăm să le arătăm companiilor că există beneficii. Din punctul meu de vedere, aceste tehnologii emergente exponențiale le consider ca fi niște noile infrastructuri, cum a fost infrastructura energetică. GPS-ul sunt noi infrastructuri care apar, AI, cloud, RPA, care utilizate și construind on top of them poți să, să deschizi noi oportunități de business. Acum fiecare își face analiza, vede ce funcționează sau nu pentru el. În timpul zilei de tehnologie am avut experți din partea Microsoft care au prezentat aceste tehnologii, dar și niște programe foarte interesante pe care ei le desfășoară programe de creștere, programe de co-selling, marketplace. și invitați din acele companii care din punctul meu de vedere au avut succes și datorită convergenței tehnologiilor cu Microsoft. Și voi da ca exemplu Clario IPS, primul nostru unicorn care, iată de de la înființare, continuă să colaboreze și să aibă un parteneriat care aduce plus valoare a ambelor părți și acum. Și companiilor? în, și special, companiilor da. în special, bineînțeles. Un alt exemplu extraordinar, FintecoF, dar și alte companii de care știu din alte domenii, nu neapărat de tehnologie, care au început să adopte astfel de tehnologii, să-și să eficientizeze anumite procese interne. Iar a patra componentă, am, cumva le-am deschis ochii și spre tehnologii din partea unor startup-uri și scale-up-uri nu ca și infrastructură, dar ca tehnologii care pot fi oarecum ad adoptate de către ei prin parteneriatul pe care noi Inovix îl avem cu European Innovation Council, unde avem cumva acces la peste 7000 de companii din toată Europa care au fost evaluate ca fiind foarte inovative de Comisia Europeană, de la startup-uri la scale-up, cu care se pot crea parteneriate, se pot a adoptat tehnologii sau, de ce nu, ma uri ca să intre în alte piețe. Dar, după părerea voastră, ce părți din program ajută cel mai mult companiile să penetreze pe o piață nouă, de exemplu, SUA sau Japonia sau Marea Britanie sau Europa, de... da. Europa Centrală? Sunt odată, avem secțiunea de internaționalizare unde invităm acele entități, zicem noi Foreign Trade Departments sau uh, cumva departamentele ambasadelor străine okay. în România, care ajută pentru un succesful soft landing în țările respective. Ei au asta în fișa postului, o fac deja foarte bine, evaluează companiile, dacă cred că există interes și potențial de a intra, există piață la ele în țară, atunci într-adevăr își pun la dispoziție o întreagă infrastructură de networking, alocă project manager uh, pentru a intra în țările respective. Și deja în ultima zi, în ziua 5, -a, am avut reprezentanții ai Croației, ai Austriei, ai UK-ului, US-ului, care au venit chiar la lansare. Ambasadorului, ambasadorul UK a avut un sprij la lansarea programului. Vineri, în ziua de internaționalizare ziua a fost deschisă de către ambasadoarea Croației. Există mult interes. Și a fost da. și foarte mult networking. Și a fost și foarte a... mult networking, networking. Apoi experții s-au alăturat și experți de la camerele bilaterale, MCM sau UK România. Deci ei vin cu programe deja concepute, hands-on, sunt foarte pragmatici, dacă există interes, atunci acordă și suport acestor companii. Din punct de vedere instituțional, funcționează foarte bine. O altă metodă de scalare este prin intrarea în România și accesarea, ca și clienți, a unor companii multinaționale care sunt active în regiune. Și atunci, cumva, în timp, dacă produsul este bine primit de către aceste multinaționale, putem justifica ca se poate replica și în celelalte țări din regiune. Adică este un canal de scalare foarte da, bun. Da, testează, este sinergie îl testează, grup interes și atunci grup interes, exact, este această ștampilă de încredere care se acordă companiilor care Uh, au fost testate și integrate în astfel de corporații, și atunci și lor ele e mult mai ușor să scaleze. Și, bineînțeles, testat în ultimii 5 ani uh, parteneriatele cu companiile globale de tehnologie, în primul rând Microsoft, am menționat câteva programe. Aici o să las, Chiar am uh, să rog da, uh, da, pe AIM să explice bine. despre programele da. de co-selling ale da, Microsoft da, și de marketplace. Nu și nu numai, uh -huh. exact, pentru că atunci când vine vorba de inovație, Microsoft are programe potrivite pentru companii într-o anumită etapă a vieților. Dacă vorbim de un startup, există un program dedicat pentru aceste startup-uri, care se numește Microsoft for Startups Founders Hub. Al cărui rol este de a ajuta aceste startup-uri să accelereze partea de, de R&D, de inovație. Da? Ele beneficiază de, de acces la toate tehnologiile Microsoft, de care au nevoie tocmai pentru a putea să construiască un produs software, care să fie solid, secure și care să poată scala corespunzător și făcând puțin fast forward, în momentul în care ne uităm la o companie care este pregătită pentru a scala, avem exact programele de care ai menționat. Avem un program care se numește COSEL, un program global, prin care companiile interesate să-și unească forțele, practic, cu Microsoft, pot implica în mod activ echipele de vânzări Microsoft din întreaga lume. Deci un partener din România care vrea să vândă pe piața din Argentina, să spunem, o poate face cu ajutorul echipelor Microsoft, cu ajutorul marketplace-ului Microsoft, care este practic o platformă prin care anumite companii practic beneficiază de umbrela Microsoft, ca să spun așa. Au acces la resurse. Da, uhum. la resurse și la, și la clienți. Și la clienți, foarte important, și la da, clienți. Direct la clienți, okay. pentru că aceste, aceste mecanisme, aceste programe sunt dedicate în primul rând Segmentului de clienți uh, mid-market, mid-size, mid-corporate și enterprise. Adică exact acele companii care au echipe de vânzări alocate din partea Microsoft. Astfel încât să fie cineva la Microsoft care să înțeleagă care sunt nevoile clientului și să poată ajuta partenerul care vrea să, să vândă împreună cu Microsoft. O soluție care e oferită, evident, pe platforma Microsoft. Ok, ca și cum ai externaliza partea aceasta de vânzare, de atragere clienți. Și exact. Și, Mi exact. Și marketplace. Exact. exact, exact. Microsoft, din anumite puncte de vedere, se transformă. Este, suntem și o companie de produs, Avem foarte multe produse, dar în același timp suntem și o companie de platformă. Avem niște platforme, în primul rând, platformele cloud. Platforma de infrastructură și de uh, AI, adică Microsoft Azure. Avem platforma de comunicare, adică Teams, Microsoft Teams, și platforma de business applications, care include și componenta de RPA și Automatization. Și, practic, partenerii care dezvoltă soluții peste aceste platforme pot accesa programe precum partea de marketplace și programul de Cosel. Și practic cele pe care le dezvoltă peste aceste platforme mai departe sunt accesibile și altor companii? Adică cumva exponențial pot fi. se... Pot fi, uh, pot fi. Asta înțelegeți prin aceste tehnologii exponențiale da. care mai departe da. aduc da. plus valoare tuturor companiilor din ecosistem? Da, exact. Depinde de fiecare companiile. Unele companii se poziționează drept companii pure de produs și au proprietatea intelectuală, ele dețin proprietatea intelectuală și în cazul, acelea, în cazul acesta clienții lor beneficiază de această tehnologie folosind produsul efectiv, dar există și companii de tip integrator de sisteme sau custom software developer care fac software la comandă de exemplu sau fac anumite servicii specific pentru pe nevoile unui anumit client. Și cum vedeți voi aportul inteligenței artificiale în inovație de data aceasta? Accelerator. accelerator. accelerator Deci absolut da. toată lumea se folosească. Uh, Cumva de... ce este da. nou aici peste toate aceste tipuri de suport și instituții care vin și ajută scalarea, practic ce am reușit noi în MUNSATX de anul acesta e ca prin network și infrastructura Raiffeisen Bank să putem urmări și să mergem cu ei în aceste țări și atunci când vom merge în anul viitor în aceste etape de scalare regională, în în Cehia, în Croația, în Austria, vom fi însoțiți de reprezentanții Raiffeisen, care în colaborare cu echipele Raiffeisen naționale vor facilita la rândul lor întâlniri cu potențial clienți, întâlniri cu potențiali parteneri și mai mult decât atât, în timpul programului se vor dezvolta și soluții personalizate de finanțare care să acompanieze aceste eforturi de scalare cunoscut fiindcă Raiffeisen în regiune este una dintre cele mai bune bănci pe trade finance, una dintre cele mai bune bănci care deservesc fonduri de investiții VC Private Equity și cu o echipă de investment banking foarte puternică, care poate ajuta și pe zona de M&A, dacă aceasta ar fi o cale de intrare pe acele piețe. Deci, deci, acces la inovație, la tehnologie, la resurse financiare, da. ca să fie un pachet complet. Și asta mi -am, mi-am aminte că în acest bootcamp este și o secțiune dedicată Moonshot fix Canvas. Canvas. Exact, Canvas. Ce, ce reprezintă exact? Este o metodologie pe care noi am conceput-o ca să punem în valoare încă o dată toate uh, beneficiile pe care Raiffeisen le poate pune la dispoziția a participanților. Este personalizată pe companiile din Europa Centrală și de Est. Este inovația voastră. Este inovația Inovics. noastră. Inovix, Raiffeisen Bank și, bineînțeles, deci parteneri este al, de la început. X. Deci de este, început. practic, sub umbrela acestui program, o inovație proprie. Da, este un program pilot anul acesta pe care chiar de la început l-am poziționat ca fiind un program unde să fie de co-design în care încurajăm cât mai mult partenerii și inclusiv participanții să-l dezvoltăm împreună. Destul de agile, testăm, vedem ce funcționează, pivotăm destul de rapid. Această prima săptămână a unit practic în aceste 5 zile reprezentanți de tip C-level de la aceste companii, deci oameni pentru care timpul este foarte prețios și le mulțumesc încă o dată pentru votul de încredere și au alocat o săptămână, unii dintre ei venind din țară, unii chiar în număr de câte 5 din diferite poziții pe finance, sustenabilitate, marketing. Deja pentru noi acesta este un criteriu de succes al, al programului. Iar, tocmai din acest motiv, această, acest acest tix canvas uh, s-a adresat lor și a fost mai mult un document de. este un document de strategie. Și și-au gândit împreună și și -au strategia au gândit, de creștere da. în acest bootcamp? Or, în a, a fost așa intens? A fost destul de intens, <laughs> totuși nu la nivelul pe care următoarele etape ale bootcamp-ului îl vor avea. Ținem în continuare să creăm un. Uh, un business plan care va putea fi utilizat uh, pentru majoritatea uh, finanțatorilor bănci investiții cu o personalizare de 20% pentru fiecare astfel de, astfel de instituție financiară și care va merge mult mai în detaliu. Dar aici cumva s-au pus bazele uh, lansării proiectului mușatix. Au fost expuși la toate aceste informații. Uh, au avut networking cu reprezentanții uh, de seamă a instituțiilor financiare, de la președinte BVB, la coordonatorul European Innovation Council Fund, reprezentanți BERD, uh, reprezentanții Raiffeisen, pe zona de sustenabilitate aveam invitați de la Națiunile Unite, cei care au lansat aceste Sustainable Development Goals, uh, am avut reprezentanți. sunt cele 22 de companii alese? Uh, dar, da, programul a fost cumva creionat pentru nivelul lor. Ei au demonstrat în România că se poate, mulți dintre ei au crescut organic și sunt lideri. Era na, necesar să venim cu un program la nivelul lor și efortul comun al nostru, al partenerilor de la Microsoft, celor de la Raiffeisen, a fost să invităm, într-adevăr, cei mai relevanți speaker cu cele mai interesante și diverse studii de caz, în care ei, ei aleg ce cred că le folosește și deja după prima săptămână avem câteva canvasuri, un canvas chiar a avut atât suport tehnologic pe laptop, dar și fizic, care a creat uh, o imagine a, a cumva, pașilor următori, mai ales pentru uh, anul acesta de MushaTix. Care elemente ti s-au părut cele mai importante în acest uh, campus, Mushatix, campus adică toate după au, O săptămână, așa, care este, dacă ai fi să alegi două, trei elemente de impact, așa, care au fost pentru companii? Da, n-aș putea, toate zic că sunt interesante, o să le numer, să începe. Uh, cu munșa TIX, Vision and Values, foarte interesante, să-și definească. Să definească. Mi-au plăcut niște valori, chiar una voi adopta, o din Iași. da, m-au inspirat, o să copiez asta, E, să-i cer voie. O să acolo, cer nu? voie. Uh, no bullshit, foarte o companie, într-adevăr, straightforward, or, straightforward care zice exact ceea ce face atât clienților, cât și viitorilor angajați, foarte mișto. Partea de vision și mission, o spun dreptă, pe mine m-a inspirat uh, carisma fondatorului UIPS, Daniel Dineș, uh -huh. care ține foarte mult la această, la această definire, acest rezumat al companiei pe care orice angajat și viitor angajat va trebui să adere la. Și uh, am văzut lucruri extraordinare și a reușit să atragă niște oameni extraordinari, profesioniști să se alăture uh, acestei juvent aventuri pe vremea respectivă a UiPath, deci... Ca niște mantrae și eu, exact. apropo de... Dar le trăiește, le trăiește, adică no bullshit. Okay. Hai să le mergem mai departe. Partea de finanțare, bineînțeles, că ori, bineînțeles, ori aleg zona de creștere organică, ori accesează finanțări diverse, it's up to them. A treia zi a fost pe zona de sustenabilitate și ce înseamnă aceste challenge-uri globale pe care vrem să le adresăm sau nu prin proiectele Munșa și realizarea că dacă nu vom fi atenți la zona de sustenabilitate, s-ar putea ca anumite business-uri să nu mai existe pe viitor. Eu o văd ca pe o oportunitate și am avut exemple de multe companii care le-au văzut ca o oportunitate și sper să fie exemplu și pentru ei, care cumva să, să elimine această frică de competiție dată de cei care fac greenwashing să se demonstreze că într-adevăr o companie, dacă crede și are valori de sustenabilitate și pe termen lung, pe termen lung poate, fi, poate fi util. Uh, partea de scalare internațională are și de scalare internațională tehnologia și, la sfârșit, branding-ul. Pentru că fără o strategie de branding și marketing, să intri în pe țări diferite, să e, e greu, de multe ori cultura locală bate cu mult strategie și trebuie să te și să ai cumva mesajul potrivit corect, și corect. cumva branding-ul, cel puțin da. eu îl văd legat cu zona de cultură, mi se pare că cel mai important de departe, mai ales a, pentru o companie care da. este la un început fie de da. drum, fie trebuie se reinventează da. Da. trebuie să există coerență, a trebuie a să existe un masterclass al Laurei Mihailă, mm -hmm. chiar pot să-i zic masterclass pe zona de branding, deja era vineri seară Ora 6 jumate, noi terminam la 5 și companiile toți stăteau și vreau mai mult, mai mult, mai mult. Pentru că au văzut care este impactul brandingului ului în și tot ceea ce fac și da, să sigur. asta, e, de fapt, îți deschide o ușă în momentul în care oriunde te-ai duce, exact. cineva știe despre, despre compania ta. Și din punct de vedere al programelor Microsoft, cum, care sunt avantajele pe care companiile le pot, le pot obține participând la programele acestea de parteneriat cu Microsoft și aș vrea să menționez mai multe despre acest Growth Program. Da. În primul și în primul rând aș insista pe faptul că de departe, lăsă la o parte că există diverse tipuri de investiții, de exemplu, da? pentru să zicem, co-investiții pentru inovație, acolo unde o companie, un partener Microsoft, dorește să fie să, nu știu, să câștige un client nou sau să dezvolte un produs nou sau să meargă pe o piață nouă, pot exista diverse mecanisme de suport din partea, din partea Microsoft, dar pentru a, cumva, aș sumariza spunând că de departe cel mai important pentru ei este know-how transfer, knowledge transfer -ul. Da? Pentru că, în contextul în care, în momentul de față, Microsoft are cel mai mare focus de departe pe tot ce înseamnă uh, această tehnologie emergentă care este AI, cu tot ce presupune, cu toate uh, subdiviziunile sale, avem echipe dedicate care pot asista partenerii noștri pas cu pas, pe diverse proiecte, diverse inițiative, diverse engagementuri. Și, din punctul acesta de vedere. Partenerii noștri se pot baza pe această siguranță că ceea ce livrează ei, chiar dacă sunt niște parteneri relativ la început de drum sau nu, da? că ce livrează ei este un produs care va face față testului timpului. Deci au nevoie de sprijin permanent, de fapt, de, de încredere. Da. Că ceea ce fac exact. ei fac exact. bine și, ce, să, exact. și să. Exact. E combriva. foarte important și pentru clientul final. În momentul în care vede că un partener este susținut de un, de un furnizor global de servicii de tehnologie precum Microsoft, discuția se schimbă. Paradigma discuției puțin intră. intră se duce la un alt nivel da. mai departe cum pe, pe viitor cum poate să ajute Microsoft uh, tocmai uh, companiile să inoveze mai mult și să uh, aibă această gândire de un shot sinking <laughs> exact, exact ce se întâmplă în momentul de față. Cumva este construcția unei fundații pentru scalare pentru că în momentul în care anumite companii indiferent de setup-ul pe care l-au comunșat da? Dacă văd valoare în anumite programe de scalare, pot lucra ulterior, chiar și după, și după ce nu mai sunt în, în program, împreună cu Microsoft, la creșterea pe piețele de focus. Și acesta nu este un, un episod care se încheie la un. e lifelong. Deci, atâta timp cât există valoare în ce oferă compania respectivă și vede valoare în programele de scalare, precum cele oferite de Microsoft, și dorește să se extindă, lucrăm. Și similar pentru Munchatix, pentru acest program, cum îl vedeți peste ani? Adică care sunt obiectivele pe termen lung? Uh, în primul rând, acesta este un proiect pilot <laughs> și atunci, clar, împreună cu colegii de la Raiffeisen, vrem să, să fie unul de succes uh, de la început. și un element care cumva preconizează succesul programului este implicarea și disponibilitatea colegilor din Raiffeisen, de la top management la C-level, până la peste. Am avut 12 analiști financiari care în ziua de finance au stat o, una, două ore cu fiecare companie pentru a începe a și creiona le -a financial și forecast și ei vor fi disponibili și în continuare. După ce se creionează aceste mușatix Canvas și intrăm un pic în, în business planuri, uh, colegii de la Raiffeisen vor veni și vor propune instrumente financiare, planuri personalizate de finanțare, ceea ce este un lucru foarte bun. Și cel mai important este să aducă plus valoare acestor companii. Aici cred că este secretul. Noi să fim deschiși să, la feedback-ul lor, să ne adaptăm și chiar să îi ajutăm. Acum în orice companie poate deveni unicorn da? sau listată pe New York Stock Exchange, dar cred că multe companii pot, se pot dezvolta în regiune. Pot crea locuri noi de muncă de valoare adăugată, pot fi sustenabile și să meargă cumva beyond profitability și să aibă și aceste valori integrate în ADN-ul lor și pentru noi faptul că sunt deschiși și unele făceau deja, asta mm -hmm. pentru noi este un lucru care ne, ne face cumva fericiți. Cum vedeți așa? Asta e o întrebare pentru ambi uh, viitorul companiilor mid corporate din România. În acest context al globalizării, al provocărilor economice din această perioadă? În primul rând, dacă ne uităm la cum s-au transformat majoritatea industriilor, în paralel cu industria de IT, ca să o generalizăm așa, putem spune că în industria de IT, cum am mai spus-o și cu alte ocazii, nu mai există bariere în intrare. Da? Nu este nevoie de investiții, nu este nevoie de o infrastructură complexă. Nu există granițe. Nu există granițe, exact, exact. Și atunci, orice companie care se uită puțin mai atent la acest subiect, fie că este o companie pură de IT, fie că este o companie din afara IT-ului, care caută să folosească IT-ul ca pe un instrument de transformare, are toate șansele să, să fie de succes. Și din punctul acesta de vedere, cred că România este, în primul rând, foarte bine poziționată ca și, uh, ca și rezervor de talente de IT. Pentru că, dacă ne uităm la numărul de oameni de IT, specialiști de IT, certificați pe 1000 de locuitori, suntem pe locul întâi în Europa și pe locul 6 în lume. Deci, noi stăm mai bine decât americanii, din punctul acesta de vedere. Excelentă statistică. Da, da, da. da. Cred, cred că România are mixul potrivit de. Uh, Cultură, educație, mediu de business, astfel încât să devină o de superputere digitală. Da, regional o superputere digitală, o superputere poate pe zona de energie, să asigurăm securitatea energetică a întregii da. regiuni. Deja vedem toate investițiile care se fac în România în accelerarea tranziției spre net zero, decarbonizare, noi soluții de generare energetică nucleară care se pilotează la. La noi în țară, investițiile din Marea Neagră, toate aceste mari investiții de infrastructură care au în spate geopolitica internațională, au finanțări aferente, iar în jurul lor se pot dezvolta multe alte companii și soluții care deservez, modernizează și fac mult mai eficient de aceste noi investiții. De la investiții în noi materiale de construcție, noi. Tipuri de energie până la investiții în securitatea, cyber security, IoT-uri pentru aceste, pentru aceste investiții. Europa Centrală și de Est are acum o creștere economică vizibilă și noi, ca și companii românești, putem fi furnizori pentru cât mai multe dintre ele. Deci se dezvoltă o piață mare, suntem relevanți, încă o dată putem exporta acest know-how în, în regiune iar interconectarea ne putem cumva va ajuta la mărirea pieței noastre locale să nu mai fie doar poate România și să fie CE. Și uite, ascultându-te câte idei inovatoare poate să găsească clienții și pentru că tot ne-am întors așa puțin către afaceri, dacă ar fi să dați fiecare două, trei sfaturi acelor companii care sunt acum în programul Unjotix, ce le-ați spune? În primul rând, să urmeze programul. Okay. Da? Indiferent ce se întâmplă, această ce structură, da? Așa. Indiferent, indiferent. Curicula în sine, da? Și structura este un mini MBA foarte binevenit, mai ales, mai ales acum, da? Indiferent da? de stadiul în care se află compania. Da? Pentru că Microsoft, de exemplu, face 50 de ani anul viitor și s-a reinventat de foarte multe ori, pentru că altfel n-ar mai fi fost relevantă și acum. Acum evoluează tehnologia. <laughs> Și mai ales acum, în, 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 într-o lume în care vedem schimbări literalmente în fiecare zi generate de tehnologie de AI, orice companie din orice domeniu ar trebui să se uite foarte mult și la componenta aceasta și să înceapă să o ia mai în serios. Deci, uh, suntem optimiști și uh, uh, din acest program, uh, adică numai că uh, mânșa text, uh, Ajută afacerile, dar eu cred că ajută foarte mult uh, și România ca să fie un jucător important, strategic, în ceea ce privește partea de uh, hub pe inovație și, da. de fapt, acesta vrem să fie aici punctul uh, pe I sau punctul X de la de la Munchat X. Exact. Și, bineînțeles, transformarea digitală este o precondiție necesară, deja absolută, nu se mai poate fără, pentru că nu putem vorbi de AI fără un data-state. Da? bine pus la punct și nu putem vorbi de date până nu vorbim de transformare digitală. Mi se pare că este o încheiere foarte, foarte bună cu, din partea voastră și uh, eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Eu am fost, uh, am aflat mai multe despre ce, care este impactul tehnologiei și impactul mentorilor în uh, scalarea companiilor și uh, sper că și ascultătorii noștri vor găsi foarte importante pentru ei uh, și practice informațiile pe care le-ați le oferit. Mulțumesc mult de tot pentru cei care vor să vadă mai multe despre programul uh, MunchatX. Pot să intre pe site-ul pe site-ul da, exact. uh, și uh, mai departe să țină legătura cu uh, și să urmărească acest program și cum poate să-și tragă către propriile business-uri cât mai multe informații și să fie de ajutor, pentru că, până la urmă, ne dorim România să fie parte din piața globală de inovație și să fim noi cei care, care îi ajutăm.